ziua, dragi prieteni! În Republica Moldova, cine luptă pentru dreptate este mereu cu capul spart. Fenomenul injustiției și nedreptății este atât de răspândit încât îl confundăm în cele mai dese cazuri cu normalitatea. Mii și mii de oameni bat zilnic pragul instituțiilor statului și blestemă această armată de funcționari corupți și hrăpăreți. Fenomenul corupției și a deposedării populației de ultimile resurse a căpătat caracteristici ale unei calamități. Suntem captivii unui regim care ne fură în fiecare minut. Am obosit să numărăm miliardele furate. Am obosit să ne vedem hoții cum se erijează în binefăcători și am obosit să vedem judecători care ne prostesc cu legea în mână. În ultimii ani, acest sentiment al aplicării arbitrare a legii a devenit și mai persistent ca oricând. Instituțiile statului sunt controlate de o singură persoană, iar el, Vlad Plahotniuc, se consideră zeu. Dacă a avut nevoie ca astăzi să nu funcționeze școlile și grădinițele pentru a umili încă o dată profesorii și a impune să participe la acțiunile lor electorale, școlile au fost închise. Ce se va întâmpla dacă acest om va decide mâine dacă avem nevoie să mâncăm sau dacă avem nevoie de aer? Ajunge să ne fie frică. Ajunge să trăim în teroarea pe care au instituit-o în această gașcă de penali. Suntem mulți și toți gândim la fel. Avem nevoie de oameni politici care sunt gata să se sacrifice pentru a oferi o nouă șansă și o nouă speranță acestei țări. Știu că toți ne dorim ca dreptatea și legea să revină în capul mesei și să ne guvernăm după principii sănătoase. Acum a venit timpul să facem un pas înainte și să spunem da, eu lupt pentru adevăr, da, eu lupt pentru dreptate. Acum este momentul când fiecare dintre noi trebuie să se ridice și să spună răspicat și tare: eu sunt om, eu sunt stăpân acestei țări și îmi vreau țara înapoi. Acum este timpul să vorbim cu vecinii. Acum este timpul să mergem din casă în casă, din sat în sat. Acum este timpul să ne adunăm toată furia de care putem da dovadă și la 24 februarie să le dăm cu votul în cap, ca apoi să-i trimitem acolo unde le este locul, în pușcării. Aceasta este speranța noastră. De aici vom porni cruciada noastră împotriva hoților și a bandiților. Învingem acum!